dimineața. Zilele acestea, Turul Ciclist al României a fost anulat. O competiție și o tradiție veche de aproape 100 de ani a fost învinsă anul acesta. Ieri Simona Halep a fost călcată în picioare. Astăzi, Turul Ciclist al României a fost îngropat. Ce urmează? Rugby-ul românesc? Evenimente de genul Turul Ciclist al României sunt cele care însuflețesc, inspiră, motivează tinerii la reușite. Iar lipsa lor este încă o piatră de moară la gâtul educației sportive românești. Dezvoltarea tinerilor depinde de sport. Sportul dă disciplină. Sportul dă acea coloană vertebrală a stării psihologice a tinerilor. Și îi învață. Îi învață ce înseamnă să te depășești pe tine pentru ca mai apoi să poți depăși orice în viață. Odată ce tinerii își pierd direcția normală, firească de dezvoltare, ei cad pradă viciilor. De aceea avem droguri, de aceea avem mult alcool, social media în exces și pornografie. Pentru că cadrul lor normal de dezvoltare nu există. Nu există facilități sportive funcționale, destule și la standarde care să le servească necesităților lor. Nu există programe educaționale adecvate, nu există hub-uri de creație și inovare. Și atunci, la ce să ne așteptăm? Odată cuprinși de aceste vicii, tinerii sunt distruși. Și ce avem? Avem o societate nepăsătoare, neasumată și lipsită de implicare. Exact acea societate care dă frâu liber dictaturii. E mult mai ușor atunci să impui vaccinarea obligatorie, restricții, interdicții, călcarea în picioare a drepturilor și libertăților. Dragi români, în viață avem ceea ce ne dorim doar dacă suntem gata să și acționăm. Dacă suntem gata să ne implicăm. Pentru că suferim și suntem sub consecința deciziilor oamenilor politici și a oamenilor incapabili puși politic în fiecare zi. Nu avem încotro. Însă toate acestea se pot opri prin implicarea noastră. Și cu cât suntem mai mulți, cu atât implicarea noastră trebuie să fie cât mai mică. Și cu cât suntem mai mulți, lucrurile vor lua direcția pe care ne-o dorim noi. Și dacă nu facem pentru noi, atunci să facem pentru tinerii noștri. Să ne implicăm pentru ei. Să ne implicăm pentru sportul românesc, sau să ne implicăm măcar pentru moștenirea pe care o vom lăsa în urma noastră. Mulțumesc mult, Ana Maria Gavrilă, Partidul Oamenilor Tineri.